Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. În acest videoclip, după cum bine v-am obișnuit, o să vă arăt, o să fac o prezentare. Sper să nu fi plictisită, că tot același videoclip, tot cu prezentare, vă arăt. Aici e femela de uriaș. Nu mai țin mult. S-o dau la mascul și pe ea. Mă trebuie să aibă vreo 6 luni jumate, câte 7 luni, cam așa. Nu mai țin mult. Bine, acum că de mare îi mare, numai că nu a proprietarul, adică fostul proprietar, eu zic că și nu o dau până la, adică el, o zic că el nu le dă până la 7-8 luni. Da, nu știu ce se întâmplă dacă o dau, du-te-mă înapoi, ce se întâmplă dacă o dau așa mai devreme? Că de mare acum, Doamne ajută, că e mai mare. E mare. Numai că nu știu ce se întâmplă. Scrieți-mi voi în comentarii dacă știți ce se întâmplă dacă o dau mai repede de 7 luni. Aici am o botă, un tuleu, cu care o... Așa, o prostesc aici, așa, și marg acolo. Uitați, e foarte lungă, că e aproape cât cușca de loc. Aici, uite. Da, e și robustă, e faină, frumoasă. Mă, nu, dacă o dau așa mai repede, ce se întâmplă? Habar n-am. Scrieți-mi voi în secția de comentarii. Ca aș dau și pe aia acum cât e timp frumos, că la noi și acum e cald, 20 de gradi. Media, e 20 de gradi. Și, na, aș dau acum cât e timp frumos, să fete, tot așa cum așa, pe timp din ăsta frumos, să nu vină gerul, frigul, că atunci e risc să nu pierd o urecheață, să nu moară pui. Am pus pe pauză că mă chema maica mea, a rămas aici la iepuroica asta. Ziceam că să scrieți voi în secția de comentarii că dacă o pot da la iepuroi. Așa, mai devreme, că e destul de mare. Bă, acum cred că nu pățești nimic, că nu are nimic, că tot iepure e acum și asta. Trecem la boxa următoare. Sper să se vadă, da, se vede. Aici sunt cele două femeluțe. Aia și aia. Astea nu mai cresc odată, că și le dau și pe ele la mascul. Greu crește. Hai să vi le pun acolo sus unde v-am obișnuit să le vedeți mai bine. Încep cu asta. Uitați pe asta. S-a speriat un pic. Ah. Ce mai e? Așa. Frumoasă. Dar ce stai așa de muit acum, ești speriat sau ce? Să o bag înapoi și vă scot pe cealaltă. Uitați-o pe asta. Asta și frumoasă, colorată. Uitați, asta are poziție cât de cât. Da, ce frumoasă e. Așa. Asta e așa. A, nu, urechile. Așa. Dar și pe asta, la altă parte. Frumoasă. Frumusică. Năpârlește asta. Năpârlește foarte tare. Nu de ce. Cealaltă nu prea năpârlește. Dar asta năpârlește tare. Rău. Chiar acum zilele astea. Adică ieri și alaltă ieri. Astea două femeluțe le-am scos pe aici un pic la iarbă și să mai mănânce un pic și iarbă. Dar nu, eu mă așteptam acum că na, va mânca acum iarbă, că nu mânca de mult și nu, dar nu, s-a obișnuit cu fundul și nu mai prea mâncă iarba. Mai ciugulește din când în când, dar nu mai mâncă iarba. Hai să o bag la loc. Aici e iepuroaica. Oh.
Acum vineri, adică mâine se îndeplinește o săptămână de când e a fata, de când e gestantă. Vinerea viitoare o să bag la mascul, o să fac proba la ea, să văd dacă o rămas gestantă. Ba nu se prea vede, că e cam... Încă nu m-a trecut răceala. E cam întuneric și... nu, e cam noros și aici e destul de întuneric acum, da. Se vede acum, ia, se vede cât de... De când a băgat-o a doua oară la mascul, e foarte speriată, e... Stă acolo ghemuită și când îi dau de mâncare, stă acolo în colț ghemuită. Foarte speriată. Le-am schimbat adăpătorile de apă la iepuraica asta și la femeluțe astea. Adăpătoarea de la asta am băgat-o la astea, la femeluțe, fiindcă ele, când aveau adăpătoarea asta, deși era cu apă, nu, prima dată a fost alta adăpătoare, a schimbat-o pe aia, apoi am pus-o pe asta, că am zis că îi mai încape mai multă apă și e mai grea. Da, nu a fost, că o lua, o prindea cu gura și o răstorna. Și am pus adăpătoarea aia. Bine, acum că ziua când vin eu de la școală și vin și le dau de mâncare, adăpătoarea aia e pe aici, pe în mijlocul cuștii, pe acolo, pe undeva. Dar e cu apă, deci nu o răstoarnă, deci e bine. Nu o răstoarnă, e cu apă, deci e bine. Nu știu dacă v-am spus, asta se sufărăți. La astea, la femelețele astea, încep să le dau și lor. Stați așa un pic să o iau. Așa, așa. Le dau porumbilor cu cioccio. Dar cred că v-am spus încă într-un videoclip. Le dau de vreo 2 săptămâni, cam așa. Le dau porumb cu cioccio. Și îl mănâncă. Un porumb din ăsta, un cioc din ăsta, un pic mai mare, mănâncă în vreo 2 zile. Le-am pus și mai puțină cantitate de triticală în porumb. Aoleu, că aici chiar cum se... Stai și că fac un... Așa. Bine, acum că aici mai are de ieri porumb. Deci, bag ziua, le bag triticale cu porumb. În cealaltă ziua când vin, azi nu m-am mâncat de jumătate babele de porumb. Uitați, nu focalizează. Hai, nu focalizează. Așa. Uitați, deci și asta, hop, așa. Îl mănâncă numai... Alege triticale, așa, apoi asta mănâncă jumate, uitați, vedeți, vedeți, jumate de porumb și apoi îl lăsă aici. Dar nu mai le dau, că eu până acum le dădeam, le dădeam acum, în cealaltă zi iar o luam pe asta, o aruncam la găini și apoi o băgam alta, băgam alta. Dar acum o las până mănâncă, o las 2-3 zile până mănâncă și apoi le bag iară. Eventual o dau la găini și apoi asta. Nu știu ce are acum, că și astea femeluțele astea două, și aia e speriată, nu știu ce are. Toate, nu știu. Așa, asta are mâncare, nu se vede, porumb, apă, apă, mâncare, porumb, v-am spus că nu mai le dau. Să trecem la mascul. Uitați, după ce închid ușa, apoi, mai înainte s-a început și o mers pe aici, acum iar asta. Când pornești filmare, gândești că o face de cap. Când pornești filmare, nu mai merge. Uite, vezi? Așa. Aici îi sperăm tăticul. Nu mai este mult și îl facem la... Îl băgăm încă o femeie la el. Ai, de cap. Aici chiar că nu se vede. Du-te-mă mai încolo. Hai. Du-te-mă. Du-te-mă încolo. Da. Nu se vede. Păcat. Nu știu cum să... Nu. Nu se prevede. Uitați cum mă mănâncă. Și asta de o mănâncă. Asta nu se vede deloc. Nu știu de ce, nu mai așa cap. Iar vrei să uși sus. Și asta are apă. Ei. Așa, porumb. Și ăsta e foarte robust, gras de numai. Să-l fac poate și la cealaltă femelă, tătic. Ai, mă, unde te-a primit? Așa.
Bun, prieteni, hai că am lungit filmarea foarte mult. Dați un like dacă vreți, un subscribe. Să aveți baftă la urecheați și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!